Păcatul cel mai mare. Odată un călugăr a fost întrebat: Părinte, care este păcatul cel mai mare? Sinuciderea, fiule. Sinuciderea este fără îndoială cel mai groaznic păcat. Nimeni nu are dreptul să își ia viața pe care Dumnezeu din bunătate i-a dat-o. Chiar dacă în viață ne încearcă mari greutăți sau deznădejde, Dumnezeu ne-a dat și puterea de a trece peste ele, iar prin rugăciune și căință toate vor părea mai ușoare. Iuda a fost cel care s-a rupt de Iisus și de învățătura sa. Treptat, inima lui s-a îndepărtat de Dumnezeu și locul dragostei și al voinței a fost luat de nechipzuință. Încrederea dată de credință a dispărut. Mai întâi, Iuda nu a fost de acord cu Iisus. Apoi l-a trădat pentru ca în final să își ia viața, ca semn al ruperii totale de Dumnezeu. Iuda nu s-a omorât din deznădejde, nu, ci din ură. Și de aceea sinuciderea este cel mai mare păcat. Inima ta trebuie să trăiască în speranța îndreptării, a mântuirii, să nu fie omorâtă. Chiar și cel mai păcătos om nu trebuie să cadă pradă deznădejdii, ci să aibă încredere în mila și în bunătatea lui Dumnezeu. Prin sinucidere, omul nu scapă de necazuri, nu, ci se condamnă singur la neputință, nemeritându-și astfel mântuirea. A-ți lua viața nu este eroism, ci lașitate. Voi l-ați lăuda pe capitanul care, de teama furtunii, ar vrea să-și scufunde singur corabia, înnecând tot ceea ce este pe ea? Furtuni de păcate ne încearcă și pe noi. Să renunțăm la luptă? Să renunțăm la viață? Să înnecăm singur tot ceea ce este mai bun în noi? Speranța, iubirea, dorința de viață? Nu. În niciun caz. Cu atât mai mare este meritul celui ce reușește în viață, trecând peste obstacole, trecând peste greutăți, cu speranță și cu credință în Dumnezeu.